Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio la această oră în România. Mulțumesc pentru modul în care în fiecare săptămână contribuiți cu idei, sugestii, soluții și critici la modul în care funcționează societatea noastră. Știți ce ne-am propus aici de-a lungul întregului an? Să identificăm lucrurile fundamentale pentru România, lucrurile acelea fundamentale care trebuie schimbate sau asupra cărora trebuie să dialogăm în trei părți. Și mă gândesc aici la voi, cetățeni, public, la specialiști sau la politicieni care au decizie. Am stat un pic săptămânile astea să mă gândesc la modul în care funcționează societatea noastră, una critică cu asupra de măsură, una care te desfințează la orice greșeală și îmi dau seama din ce în ce mai bine care e scopul acestui program de a reuși și să colaborăm între noi, a reușit să prezentăm soluții și să le discutăm cu echilibru și cu împătare. Știți ce facem în noiembrie? Vorbim despre sănătate. Și am vorbit întâi despre modul în care se construiește încrederea în medici, apoi despre finanțarea sistemului medical. Iar de la începutul săptămânii am lansat o întrebare foarte grea pentru voi și mai ales pentru cei din sistem. Cum îi facem pe medici să rămână în România? Căci salariile mari pare că nu au fost întru totul îndeajuns. Invitat astăzi alături de mine este neurochirurgul Dorin Pică. Mulțumesc că ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Haideți să le explicăm oamenilor înainte de a spune chestiunile fundamentale despre sistem, de ce v-am ales sau de ce v-am adresat această invitație. Tocmai datorită CV-ului dumneavoastră, care e pe dos față de CV-urile multor medici din România. V-ați și pregătit, ați și muncit în străinătate, da? Mă uitam aici pe biografia dumneavoastră, la Spitalul Pitié-Salpêtrière, Paris, din Paris, de asemenea la Spitalul de Copii din Paris, ați trecut în mai multe locuri în Paris, de asemenea Marsilia v-ați pregătit, la Middlesbrough, dacă nu mă înșel, în Anglia, după care la un moment dat ați hotărât să reveniți în România. Da. De ce? Că asta e foarte curios, adică după CV-ul dumneavoastră, 2014-2017 putea să rămâneți liniștit acolo. 2009-2010-2012 erați în străinătate. De ce v-ați întors? Păi, este simplu de la răspuns la întrebarea aceasta. Vă dați seama, cred că am primit-o de atâtea ori. Eu n-am plecat niciodată cu gândul de a rămâne în afară. Eu am plecat pe perioada rezidențiatului cu scopul precis de a mă pregăti și de a mă întoarce când voi fi suficient de autonom să pot să practic meseria singur. Deci Parisul și celelalte orașe în care am lucrat au fost practic pentru formarea mea. Bun, dar acolo ați primit oferte de muncă. Adică... Sigur, dar și ce dacă? Am primit și eu oricum voiam să mă întorc în țară, adică o ofertă care nu trebuie să existe și cerere pentru ofertă, da, nu? Sigur, eu n-am vrut. Pitié-Salpêtrière este un spital absolut fabulos, este un cartier enorm de spitale, sunt zeci de clădiri acolo, este superb, am mai spus, este ca în Grey's Anatomy, dar eu am vrut acasă pentru că sunt multe lucruri pe care le poți face aici și în afară de profesie mă refer. Adică dorința mea de a mă întoarce în țară a ținut poate mai mult de lucrurile care sunt în afara neurochirurgiei. Familie, prieteni, cum se dezvoltă copiii mei în țară, cum se dezvoltă copiii mei în afară. Când eram la Paris, îl aveam deja pe primul copil și când venea în țară, parcă era înturat altfel de oamenii de aici, copilul înflorea.
Deci au fost niște decizii până la urmă personale de a veni în, în ați în venit țară. La stat. Ați venit la stat, da, în România. Da, da, da. Ați venit la Spitalul Colentina, unde a fost o secție de neurochirurgie despre care se făceau valuri la data respectivă, adică era spectaculoasă, bine văzută, dar la un moment dat, alături de colegul dumneavoastră, Ionuț Gobeș, v-ați dat demisia de acolo, într-o chestiune care a devenit răsunătoare, pentru că în 2017 ați spus condițiile de aici s-au deteriorat atât de mult că munca e practic imposibilă. Ce înseamnă atât de mult? Adică ce... Prima dată am venit la Marie Curie, la copii, și apoi a fost proiectul acesta cu Colentina, împreună cu managerul de atunci, doctorul Bogdan Andreescu. Secția de acolo am făcut-o împreună. Am plecat pentru că nu mai erau aceleași condiții pentru care venisem. Adică, sigur, managementul ulterior dorea ca să continuăm să operăm, dar lucruri mai simple, gen hernii discale. Ori noi nu venisem pentru asta, venisem pentru a face lucruri mai complexe, tumori cerebrale și patologie vasculară. Și atunci, vă spun, sunt mulți doctori în București care pot face patologia herniile discale. Nu trebuia să fie încă doi. Adică nu se mai justifica până la urmă existența noastră acolo. A fost o decizie pe care a luat-o managementul. Am zis, asta este, ne oprim. Ați parcurs, imediat o să dăm drumul la telefon, o să vă rog să aveți răbdare, știți cum se întâmplă de fiecare dată aici, știu deja că Iulia este pe fir, Iulia, o să două secunde, două minute răbdare, te rog, pentru că vreau să-l întreb pe domnul Bică încă un lucru. Dumneavoastră, ați parcurs drumul invers, dar mulți dintre colegii de aceeași vârstă pleacă de aici, de-abia așteaptă să plece. Dacă ar fi să numiți un prim motiv, că o să numim multe emisiunea asta, de ce ei aleg să plece și să nu procedeze ca dumneavoastră? Ce se întâmplă în spitalele noastre de lucrurile devin atât de complicate pentru ei? Da, și eu am ales să plec. Adică puneți într-un fel problema ca și când dacă ai plecat, e bun plecat. Nu e chiar așa. Adică da. Acești medici tineri, că în general sunt tineri din punct de vedere statistic, cei care pleacă, pot fi atrași înapoi. Întrebarea dumneavoastră primă a fost de ce pleacă medicii din țară. Dar poate mai punem încă o întrebare. De ce să nu facem să îi întoarcem pe o parte dintre aceștia, să vină cu o altă viziune, cu o altă mentalitate, cu un alt know-how, să zicem așa, și de ce să nu ne folosim, de exemplu, de cei care sunt acolo? Încă o întrebare. Sunt de acord. Adică să știți că pe mine mă ajută foarte tare relațiile pe care le am cu medici români care sunt acum la Paris, cu o parte din cei care m-au învățat meseria pe care o știu. Sunt medici în țară, sunt medici buni, sunt medici acolo, ne folosim și de cei din țară și de cei de acolo și de cei care se întorc. Adică n-ar trebui să fie așa un flux permanent dinspre România, spre Occident. Da, n-ar trebui, dar el e. Și aici dau datele mai statistice. Da. Da. 20.000 de oameni în ultimii 20 de ani, cam așa. Așa este. Da? Da. Dar fluxul s-a modificat în ultima perioadă, încă drenează, da. Dar parcă nu cu aceeași viteză și mai există câțiva care încep să-și pună problema de a se întoarce. Unii invocă motivele pe care vi le-am spus eu mai devreme. Familia, casa, independente de profesie. Alții văd aici unele o oportunitate chiar în profesia pe care o fac. Să spunem că dumneavoastră lucrați acum în privat, da? Da. La o companie care se numește Monța, da? Iar da. Clinica dumneavoastră se numește New Hope acum. Neuro Hope. Acolo lucrați alături de colegul dumneavoastră care a plecat din Colentina. Deci ați plecat, de fapt, din sistemul public în sistemul privat, să înțeleagă da. Toți cei care ne ascultă. Adaug întrebarea dumneavoastră la restul întrebărilor mele. Deci așadar, cum îi facem pe medicii din străinătate să se întoarcă? Dar le pun și pe următoarele, cele pe care le-am amintit de la începutul emisiunii. Cum putem opri plecarea medicilor din România? De ce credeți că nu vor să rămână în ciuda salariilor mari?
Și credeți că ideea asta de a-și plăti studiile pentru înainte de a pleca, adică să existe o opreliște legală pentru plecare, ar fi o idee bună? Știu că această întrebare deja a stârnit protestele unora dintre voi, dar am adresat-o pentru că ea plutește de câteva ori. Domnul doctor râde, că știe cât a costat specializarea. Ziceți dumneavoastră întâi atunci și imediat... Pe statul de rând, deci care este... La asta, la ultima, la ultima. Deci la ultima, că aici ați râs. Da. Da. Deci cum ar fi fost să vă spună cineva, domnule Dorin Bică, și acum înainte de a pleca dumneavoastră unde aveți treabă, plătiți, nu știu, care e suma, înțeleg? Sigur că da. Deci eu când m-am dus la facultate, contractul cu facultatea era că în țara noastră universitățile sunt gratuite. That's it. Da, atunci. Okay? Nu, și acum. Și deci, acum, da. Pe și acum este la fel. Acesta este contractul. Dacă contractul ar fi fost altfel, aș fi decis atunci dacă acest contract, dacă mă duc la medicină, dacă merită sau nu merită să mă duc la medicină. Încă o dată, eu nu m-am dus la medicină cu scopul de a emigra din țară. E o falsă idee asta, care o văd că se tot perpetuează în spațiul public. Nici gând. Atunci când am început eu medicina, nu se gândea niciunul dintre colegii mei că peste ani și ani vor pleca din țară. Deci faptul că un medic trebuie să își plătească studiile pe care le-a făcut dacă dorește să plece din țară, absolut de acord cu asta, atâta timp cât este valabil pentru absolut toată lumea care face școală în țara asta. Cei care fac 4 clase, dacă vor să plece, plătesc 4 clase. Dacă fac 8, plătesc 8 și tot așa. Adică nu înțeleg de ce ar trebui ca doar medicii să facă asta. Și de ce așa dorim noi să ținem medicii în țară, creând o constrângere? Nici gând. Medicii, așa cum sunt medicii în țară, văzuți nu foarte bine în perioada asta, sunt totuși o elită. Elita nu poate fi constrânsă. Va găsi modalități de plecare. Ok, haideți să declanșăm dezbaterea. 0372069599. Repet acest număr de telefon. Puteți suna oricând în timpul emisiunii. 0372069599. Iulia, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua! Bună ziua! Deci, Iulia, începem de aici. Da, eu sunt medic radiolog în Cluj, okay. În spital de stat. Am o experiență similară cu a domnului doctor, doar că ceva mai scurtă. Și eu am fost plecat strict pentru pregătire în Franța. Timp de un an de zile, în ultimul an de rezidențiat și apoi încă 3 luni ca și medic specialist, după care m-am întors, pentru că s-a evit o oportunitate. În spital de stat am venit, am dat concurs, s-a întâmplat să iau concursul și mereu mi-am spus, de ce să nu încerc la noi mai întâi? Am văzut cum este și dincolo, m-a ajutat foarte mult în pregătire, asta mi-a fost și ideea. Să revin. Bineînțeles că am avut oportunități de a rămâne, șeful spitalului de acolo mi-a propus post în spital universitar, cu oportunități de a veni și soțul meu, care este medic și el tot în România. Și acum cum te simți după decizia asta? Să știți că eu am o experiență, poate sunt o excepție, nu știu, dar eu am o experiență foarte plăcută. Am început de la a da radiografii pe filme convenționale, am avut o mică depresie după ce m-am întors, venind din altă epocă. Efectiv, în Franța, mie îmi place să spun că e un fel de Star Trek acolo, mai ales în radiologie, noi fiind o ramură a medicinei foarte tehnologizată, și m-am întors așa într-un fel de epoca pietrei, însă cu încredere, și mereu m-am gândit că voi lucra și în privat, ceea ce am făcut. Și ulterior am rămas doar în spital de stat, pentru că, după cum vă spuneam, experiența mea e una bună. Noi avem un manager cu adevărat bun al spitalului, ne-a dezvoltat foarte, ne-a ascultat în primul rând, a adus o grămadă de medici tineri pe care efectiv i-a ascultat. Ne-a întrebat de ce avem nevoie și am cam primit. În momentul ăsta avem un departament de radiologie care are computer tomograf, RMN, mamograf digital. Efectiv avem tot și ce ne trebuie lumea? Asta în 7 ani. Știam renumele managerului deja de când am venit și știam că are potențial
spitalul. Da. Și am avut încredere că se va dezvolta și radiologia și așa a fost. Și mai pleacă dintre colegii tăi din spital în momentul acesta în străinătate? Din potrivă, cel puțin la noi în spital au venit din privat, au venit din alte părți și ne place pentru că, cum vă spun, poate că suntem o excepție, dar noi am fost ascultați și suntem deja o echipă, cel puțin în radiologie, de oameni majoritar tineri, suntem undeva în jur de 40 de ani cam toți. Și colaborăm foarte bine. O bună parte dintre noi au fost plecați, la fel, 1-2 ani s-au întors, am venit cu altă viziune și faptul că am fost ajutați, adică a fost atât de dotată secția, cât am fost și înțeleși din mai multe puncte de vedere, asta ne-a determinat să rămânem și să rămânem doar în spital de stat. Nu știu, dacă suntem o excepție, poate că suntem la momentul actual. Să știi că ne va suna multă lume pe parcursul emisiunii, vedem dacă sunteți excepția sau nu. Vă rog, domnule doctor. Da. Deci eu nu cred că este o excepție. Sau dacă este o excepție, excepția aceasta începe să fie tot mai frecventă și poate că la un moment dat va deveni regulă și nu excepție. Trebuie să remarcați un lucru. Doamna doctor n-a zis un cuvânt despre salarii sau despre bani. În realitate, atunci când ai cât 19 ani, atunci când începi medicina, dacă te gândești că vrei să faci bani, nebun să fii să dai la medicină. Sincer vă spun, 6 ani de medicină, plus încă 4, 5, 6 ani de rezidențiat, plus încă nu știu cât ca să devii autonom și sigur pe picioarele tale, ajungi să fii la 35-40 de ani, abia atunci începi să ai un salariu decent. Atenție, pentru că puneți problema iarăși un pic. Salarii foarte mari, nici gând, în sistem nu sunt salarii foarte mari. Sunt salarii foarte mari comparat cu nivelul cu nivelul țării. Dar dacă vrem o medicină care să fie ca afară, doctorii noștri trebuie să fie plătiți poate nu ca afară, dar trebuie cumva să înțelegem care sunt și cheltuielile acestor doctori. Un congres, dacă vreau să mă duc în state la un congres de neurochirurgie, o dată pe an, cheltuielile sunt 3.000-5.000 de dolari. Ok? Trebuie să ne gândim cine finanțează lucrurile astea și cele mai multe ori spitalul nu finanțează nici statul, nici privatul, aproape niciodată, n-am prea auzit așa ceva. În general s-a apelat... Deci sunt banii doctorului. Da. Ok? Acum, salariile, din câte am înțeles, salariile care sunt la stat, sunt undeva peste 2.000 de euro, 3.000 de euro. În unele situații, da, cu gărzi. Sigur că da. Da. Cu gărzi. Da. Exact, cu gărzi. Deci, drept urmare, acel doctor muncește dublu ca să aibă 2.000-3.000 de euro. Dacă eu lucrez de la 8 la 4 și am 1.500 de euro, dacă mai iau un job, mai am încă 1.000 de euro, gărzile. Asta înseamnă că am un salariu de 2.500 de euro. Înseamnă că am două joburi pentru 2.500 de euro. Doamna doctor, Iulia, da. Sunt decente salariile la vârsta de aproape 40 de ani? Înțeleg? De când s-au mărit salariile, într-adevăr am simțit diferența, dar exact cum spunea domnul doctor Bica, nu m-am întors pentru salarii, încă nu erau mărite în momentul în care m-am întors. Efectiv m-am întors cu ideea că voi lucra în privat cât pot și voi vedea ce se întâmplă la stat, pentru că știam cum e medicina la stat dinainte, dar aveam speranțe. Hai, de mai bine. Descrieți-o, cum era, că înțeleg că s-a schimbat, dar cum era, care era lucrul de care vă era teamă? Păi mi-era teamă că n-o să avem cu ce lucra. Aha, okay. În radiologie, cum vă spuneam, e nevoie de foarte multă aparatură, lucrurile au evoluat foarte mult și pentru o bună bucată de vreme doar privatul ținea pasul. Aparatele costă undeva de la 250.000 de euro un computer tomograf la 800.000 de euro sau mai mult un RMN. Nu e ceva ce îți poți cumpăra singur și să mergi să-ți faci un cabinet privat. Iulia, îți mulțumesc tare mult. Știți că la
Deșteptarea României, convorbirile sunt un pic mai grele, că sunt în trei părți, nu e ca la România în direct, încercăm să avem un pic de răbdare, eu vă propun să aveți un pic de răbdare. Astăzi îmi dați speranță, domnule doctor și interlocutoarea noastră, deci sunt cazurile bune și pe care ne putem baza. Poate trăim sfârșitul unei epoci și începutul alteia. Dar verificăm pe mai departe și căutăm soluții. Adrian, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua! Mulțumesc pentru răbdare. Cu plăcere. Am auzit la radio emisiunea, adică era să zic reclamă despre astăzi, despre temă, da. Și având de boala sincerității, zic nu, neapărat trebuie să dau câteva mănunte din perspectiva unui foarte proaspăt absolvent, dar nici foarte îndepărtat. Ia să vedem. Medic rezident acum și sperăm că viitor specialist. O să injectez în discuția pe care o avem niște amănunte pe care eu le consider necesare, probabil pentru restul populației. Am avut o surpriză ca student cel puțin să mă întrebe foarte multă lume care n-avea legătură cu medicina. Ai trecut de anul 3 și când îți ales specialitatea? Lumea probabil că a rămas un pic în lucru cu niște amănunte. Specialitatea se alege după terminarea facultății, adică în momentul în care dai examenul de rezidențiat, concursul de rezidențiat și alegi o anume specialitate. Ce este de înțeles este că facultatea, așa cum este ea, este relativ inutilă fără rezidențiatul ăsta. Adică, practic, dacă termini și nu ai luat rezidențiatul, nu prea ai ce să faci ca medic. Scrie pe tine că ești medic, ai diplomă de așa ceva, dar nu ai ce să faci. Adică, stai ca să înțeleagă toată lumea. Ce înseamnă că nu poți să fii specialist, cum spui, nu? Păi nu ai drept de liberă practică. Uh-huh. Drepturi de liberă practică se acordă doar medicilor specialiști. Ca medic rezident, ai doar drept de practică supravegheată. În rest, nu poți să te angajezi ca medic nicăieri. Ca nimic. Nu poți să profesezi. Deci trebuie să treci neapărat prin rezidențiat, la noi în țară. Ok. Și la rezidențiat ce se întâmplă? La rezidențiat dai un concurs, este o probă cu 200 de întrebări, dacă zic eu bine, se face o ierarhizare a punctajului și, în funcție de asta, primul venit, primul servit din oferta scoasă. Și cine rămâne pe din afară, ce face în viață? Se descurcă. Și același lucru se întâmplă cu cei care își termină rezidențiatul, din oarecare motiv nu pot sau nu trec de examen de specialitate, deși au fost medici rezidenți 3, 4, 5, 6 ani, dar nu-l iau temporar, poate pentru jumătate de an. Și iarăși nu au unde să profeseze, pentru că legea nu-i lasă să profeseze nicăieri. Adică au fost buni să lucreze ca rezidenți, nu mai pot să lucreze mai departe după ce au terminat rezidențiatul. E un vid de care ministerul știe și nu face nimic cu el de ani de zile. Acum, scuză-mă că te întreb, nu știu, mintea mea poate nu e corect setată pentru sistem. Nu ar trebui să fie și un sistem concurențial aici? Adică înțeleg că societatea are un număr de locuri limitate pentru chestiunile astea și cei mai buni dintre voi ar trebui să ocupe locurile alea. Nu funcționează așa? Unde greșesc? Este concurențial, dar nu pot să spun în materia, în măsura în care poți să-ți alegi din oferta care există, care scoasă de minister, și în măsura în care ești mulțumit cu locația unde vrei să faci pregătirea în specialitatea respectivă, cu spitalul în sine, numai cu orașul. Asta este singura concurență de care putem noi să beneficiem. Atât. Mm-hmm. Am înțeles. Bun. Mm. Și mai departe de aici, care sunt planurile? Mai departe de aici vine discuția mai largă, pentru că spre marea mea mirare, trebuie să mai știți un lucru interesant, o foarte bună parte a rezidenților actuali mai dau cel puțin o dată rezidențiatul pe parcursul formărilor. O bună parte din, nu spun majoritatea, n-am viziunea anume, dar foarte, foarte mulți din colegii mei dau rezidențiatul încă o dată, încă de două ori, de trei ori. Pentru că nu coincide specialitatea lor actuală, nu coincide cu proiecția lor personală. Ori se trezesc că își termină o specialitate a lumei și nu au loc de muncă. Iar cu locul ăsta de muncă este o mare problemă. Ca absolvent, când termini, nu te gândești din prima unde o să lucrezi. Nici nu ai o familie, nici nu ai o casă a ta în general și aștepți să treacă rezidențiatul. Și când trece rezidențiatul, te gândești unde lucrezi. Centrele universitare sunt în general saturate, chiar și la privat, și atunci, din cauza că nu se scot posturi în clinicile, cum să spun eu, unde ai avea rulaj ca pacient și unde ai putea să continui formarea, nu prea se scot. Din oarecarea persistența fenomenului ăsta de dinozaur. Știți că se zice că medicina de la noi este medicină de familie. Familia, era să fiu sincer acum, să mai au niște nume. X, Y, Z. Am înțeles ce vreau să spuneți. Familii de doctori celebri, da, asta e gluma pentru și cine n-a prins.
da. Și mai puțin celebri. Da. Sunt secții care au nevoie de personal, dar nu scot posturile pentru că e mai bine să lucreze ăia 3, 4, 5 medici pe secție cu contract de gărzi, dar lucrează de iese fum din ei. Și decât să scoată postul la concurs ca să vină cineva nou, că nu așa, dacă lucrezi, lucrezi tu și salariul de gărzi îl iei tot tu, și uite că n-ai loc unde să lucrezi. Iar la privat am spus, locurile sunt de multe ori saturate, iar dacă nu găsești în spitale mici, departe, te plafonezi de multe ori. Și mai este o problemă pe care probabil că mulți nu o spun. Formarea critică probabil că este în timpul rezidențiatului, nu doar în timpul facultății. Iar în timpul facultății, credeți-ne că cei mai mulți dintre noi am tăiat pădurea cu unghiera. Adică ne-am cumpărat cărți de multe ori în engleză, că doar nu credeți că există cărți de specialitate românești de calitate, în general, nu. Excepțiile sunt excepții. Dar e nevoie de formarea asta și în rezidențiat. Iar în rezidențiat, atmosfera generală este bazată pe umilință și umilire. Nu peste tot, încă o dată. Sunt excepții, sunt din ce în ce mai multe excepții. Deci nu o să generalizez. Dar fenomenul ăsta este larg răspândit. Și atunci... Foarte mulți din colegii care au plecat, vor să se întoarcă. Deci nu sunt foarte mulți care vrea să rămână. Unii, da, într-adevăr. Dar mulți vor un alt fel de setting general. O altă atmosferă și e greu de găsit. Stai aici cu noi la telefon, domnul doctor Bică, e colegul dumneavoastră mai tânăr. Aveți un sfat, o idee sau... cum ar trebui să adresăm problema asta, care ne explică unul dintre motivele plecărilor? Aș nuanța un pic lucrurile aici. Spitalele private din București vor fi interesate și sunt întotdeauna interesate de orice doctor rezident tânăr care știe să facă ceva realmente. Vorbim exact despre această autonomie despre care vă ziceam la început, pentru care eu am plecat din țară să fiu format. Problema este că atunci când faci un rezidențiat, la sfârșitul rezidențiatului, din păcate, cum zice domnul doctor, poate că formarea ta nu este cea mai bună. Din vari motive, lucruri pe care unii le știu, unii nu le știu, unii le înțeleg sau nu le înțeleg, dar atunci când ai terminat rezidențiatul, ești specialist și dintr-o dată te trezești singur într-o piață liberă totuși. Și în funcție de ce știi tu să faci, spitalul privat sau de stat, poate mai greu la stat, dar privat, va vrea să lucreze cu tine, dar să știi să faci ceva real. Ori, ce se întâmplă, mai ales în specialitățile chirurgicale, că cele medicale, hai să zicem că o mai scoți la capăt, dar cu cele chirurgicale, efectiv, tu trebuie să știi să operezi atunci când ai terminat rezidențiatul. Și sunt puțini rezidenți care sunt autonomi atunci când termină rezidențiatul, autonomi în sensul de a putea să meargă să lucreze în privat. Da? Piața și pacienții din privat sunt mult mai pretențioși, se uită la fiecare detaliu și realmente pretențiile sunt mai mari acolo și tu trebuie să știi să faci niște operații mai simple sau mai complexe, dar trebuie să le știi, să le faci bine, să nu ai nevoie de cineva care corect să te secundeze. Pentru societatea noastră ar fi o deschidere mai mare în spitalele de stat unde... Formarea rezidenților, că despre asta este vorba aici, ar trebui să fie mai bună. Despre asta e vorba. De asta pleacă. Asta cred că este unul din motivele pentru care mulți dintre colegii noștri, după ce termină medicina, pleacă în afară. Să fie autonomi, să știe și ei să facă ceva. S-au mai schimbat lucrurile. Adică dacă am colegi cu care discut și lucrurile sunt spre mai bine, nu sunt perfecte. De exemplu, dacă să comparăm Franța cu Germania. În Franța, un rezident de neurochirurgie după 5 ani de zile este autonom. În Germania, un rezident de neurochirurgie nu este chiar atât de autonom. Sistemul nemțesc permite, de exemplu, ca rezidenții să stea și să fie rezidenți 15 ani. N-au nicio problemă. Sistemul nu are nicio problemă cu acest lucru. Franța, în schimb, te împinge să lucrezi. Acolo ei sunt interesați să pui mâna să faci ceva ca să poți să fii autonom. Adrian, ca să tragem linie, pleci sau rămâi
după descrierea? Eu român. Probabil că mulți dintre noi și-au plecat. Eram în ultimul an de studenție și am plecat în Spania la momentul respectiv, tot așa cu bursă de formare, bursă, vorba vine. Mi-am plătit-o singur. Unde am văzut că diferența era foarte mare, nu seamănă cu nimic ce era noi în țară. Am învățat, era pe acea specialitate pe care până la urmă și făcut-o, nu seamănă cu nimic. Am învățat mai multe lucruri ca student atunci decât ca rezident acum. Eu m-am ciocnit de o diferență culturală cu care eu personal nu pot să fac față. Asta e povestea mea. Și anume? Relațiile interumane sunt de altă natură. Valorile lor, până la urmă, lor, depinde, nu ne-am neapărat ale spaniolilor. Am mai interacționat cu medici din mai multe țări, în general la congrese internaționale. Nu mă regăsesc în toate. Pentru mine, varianta în care eu mă regăsesc este la noi acasă. De asta nu am un plan de a pleca. Am, din potrivă, un plan de a rămâne. Greu, dar există. Vă doresc succes, dacă pot să zic așa. Noi ne dorim. Intenția mea este să vă rețin aici, adică să găsesc metode. Ați văzut că am avansat și o idee de... Îți mulțumesc tare mult, Adrian. Am avansat și o idee de, cum ar zice domnul doctor, legare de glie. Dar societățile discută tot felul de lucruri, nu e doar la noi. Dacă spuneți însă că fenomenul este invers sau se oprește, e mai static acum, poate avem ceva mai mult succes. Ioana, mulțumesc mult pentru răbdare. Salutare! Bună dimineața, după gardă. Din păcate, da, dar nu, da, o gardă, dar neplătită, doar voluntar. Eu încă sunt studentă la medicină, dar din păcate eu nu știu ce să fac cu colegii mei care îmi spun, eu voi pleca, eu nu voi rămâne, și întreb, de ce nu vrei să rămâi? Nu mă văd plecând. Iar ei îmi zic, o colegă vrea să se facă chirurg. Ce să fac aici? Zice, am fost în practică și știu, mi-au spus și rezidenții, dacă vrei să înveți ceva, trebuie să pleci. Aici nu te lasă să pui mâna. Deci noi, colegii mei care vor să plece nu pentru bani, ci vor să plece ca să aibă și oportunitatea să devină adevărați medici. Pentru că nu ne dorim să fim medici doar cu numele, ne dorim să știm să facem ceva, să venim în folosul comunității, să vină pacientul ăla și să aibă încredere în noi că o să-l facem bine. Nu știu, noi, viitorii medici, ne-am dorit să rămânem în țară. Chiar nu ne dorim să plecăm. Nu credem că dincolo vor fi câinii cu covrigi în coadă. Vrem să rămânem aici, dar vrem să ni se ofere oportunitatea de a învăța, fără pile. Pentru că, din păcate, sunt printre noi viitori medici care mama și tata nu sunt medici. Sunt oameni simpli și dacă nu suntem oameni simpli, vedem diferența. Uite cine e. Și clar are adică în fața noastră. Chiar e dacă... chiar împământenit așa că dacă ești copil de medic, avansezi mai ușor? Categoric. Avem colegi care... nu știu pe ce lume sunt. Noi avem restanțe, iar ei trec. Asta se știe foarte bine la UMF-uri. Se știe tot. Nu e o problemă. Se știe asta. Dar noi nu avem ce să facem. Suntem cu capul în pământ pentru că nu avem spate. Iar dacă noi am spune ceva, ar da cu noi de pământ. N-am mai terminat medicina. Dar aici am o curiozitate. Deci, stai un pic alături de mine. Stai un pic, că domnul Bic are mai multă experiență. Bun. Treci. Te duci mai departe. Dar... bănuiesc că nu ești un medic strălucit, că asta e o meserie în care greșelile chiar se văd. Și pacienții află destul de repede dacă medicul lor greșește sau nu e cel mai bun, sau nu e. Nu poți fi acoperit de sistem. E o muncă aproape individuală. Unde se duc oamenii ăștia? Ce se întâmplă cu ei? Care oameni? Care trec, sau ce? Nu, cei despre care povestește acum interlocutoarea noastră, care trec copile. Sincer, am avut și eu colegi în cal, ai căror părinții erau medici. Mama a fost medic de familie, deci nu mama m-a împins spre medicină, mama zicea să fac altceva, tata m-a împins spre medicină, care nu are legătură cu medicina. Colegii mei care aveau acești părinți atât de puternici despre care vorbește Ioana, așa,
În realitate au făcut uneori altceva, adică da, au terminat medicina cu 10 și fac IT, fac altele, numai medicină nu. Adică mie nu mi-ar fi frică de acești colegi. Prima parte a ceea ce a spus, într-adevăr, este reală. Poate intri mai greu pe o secție de, nu știu, chirurgie, unde sunt cunoscute locurile, nu o să intri acolo, dar eu nu vorbesc despre acest... Adică de ce lupta asta spre o... Vreau și o să fiu acolo unde oricum nu vei fi bine primit. Lupta studenților și a rezidenților trebuie să fie spre autonomia lor. Adică de ce ai vrea să te duci să lucrezi într-un spital universitar în care nu o să te atingi niciodată de nimic? Nu. Știm care este. Asta este, cum să zic, principiul de la care pornim, dacă ăsta este. Dar s-ar putea să nu fie chiar așa. Dar dacă știm că atunci când intrăm într-un spital pe secția X nu operezi, măi, student sau rezident, n-ai ce căuta acolo, îți pierzi vremea, nu o să îmbunezi pe nimeni, așa au făcut de ani de zile, nu acum o să se schimbe lucrurile. Deci du-te și formează-te în altă parte. Și atunci exodul ăsta care apare. N-aveți ce să vă luptați, studenți și rezidenți, să convingeți pe vreunul să vă lase să operați, că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Vă duceți, învățați frumos într-un loc în care știți, poate chiar și în țară, dacă nu e chiar așa peste tot în țară, că nu te lasă să lucrezi, te duci, înveți și când te întorci, poate nu intri în secția respectivă, dar poate există un manager de spital într-un alt loc în afară de marile spitale, așa, în care acel manager va dori să te lase să construiești ceva. Cum a fost cazul nostru de altfel. Dumneavoastră. Da, Ioana, stați că voia să vă răspund. Sunt perfect. Da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnul doctor, ce ați spus. Într-adevăr, noi trebuie să fim independenți, să furăm meserie de la toată lumea, să mergem prin spitale, dar nu ne-ar plăcea foarte mult să nu mai existe spitale pe persoană fizică. Cumva lucrurile trebuie să se schimbe. Oamenii ăștia care au... Ioana, scuză-mă, nu-i treaba ta asta. Deci, chiar nu e treaba. Treaba ta este să pui mâna să înveți, să-ți cauți loc undeva, că îți dorești tu să nu mai existe rău, așa... Nu ai ce să te implici aici absolut deloc. Nu-ți consuma energia spre ceva în care te va frustra, te va enerva. Ok, nu poți în spitalul cu tare să operezi. Ioana, te duci în altă parte. Ok? Sunt locuri și în țară, unele. Nu sunt atât de multe, dar sunt. Și dacă nu, rezidențiatul ți-l faci în străinătate, înveți să operezi și te întorci în țară și faci ceva și îți garantezi că nu o să ratezi. Nu există doctor care să știe să facă ceva și să stea pe din afară. Nu există așa ceva. Mai devreme sau mai târziu vei reuși. Așa e. Aveți ok, deci lasă-i pe colegii ai tăi care au părinții medici și care au numai 10 și care tu dai o restanță acum, iar tăi, vezi tu de treaba ta și îți garantezi că niciodată nu vei fi lăsată deoparte, vei avea pacienții tăi și pacienții o să afle de tine și o să vină la tine oriunde te-ai duce și în vârf de munte. Foarte, da. Foarte interesant dialogul ăsta. Rămâi sau pleci? Cum e? Eu vreau să rămân. Eu nici nu-mi pun problema să plec. Chiar nu-mi doresc să plec. Eu mă simt foarte bine în România și voi face tot ce ține de mine ca să pot să învăț și să profesez cât mai bine și să dacă pacienții. Am o rugăminte. Vreau dacă te hotărăști să rămâi în ciuda tot ceea ce ai spus, te rog să-mi scrii. Mă găsești pe Facebook. Voi rămâne. Da? Bine. Că ne mai auzim la emisiunea asta. Ioana, mulțumesc tare mult, spor la treabă. Cornelia, salutare. Să zicem dacă ne sună tot o colegă medic. Bună ziua, sunt Cornelia, la ora actuală sunt medic ginecolog și în obstetrică în Elveția. În Elveția? Am terminat facultatea în 2004 și pentru mine am făcut medicină ca să fac ginecologie obstetrică. Știam că o să fac asta. Era absolut o misiune imposibilă să fac ginecologie obstetrică în România. Și prin situația a făcut că am putut ca să postulez în Elveția, unde am fost luată într-un spital. Și ce m-a surprins este formarea medicului în Elveția. Cred că eram în prima lună și m-au lăsat să operez. Bineînțeles, cu medicul șef lângă mine, e clar. Și toată
cum să zic, bogăția, pentru că să învățăm să operăm, să învățăm să facem, să știm să facem. Și știți din ce cauză găsesc că în România este rău făcută medicina, pentru că în timpul rezidențiatului nu este niciun medic nu operează rezident, pentru că este chestia aia de șpagă. Dacă medicul șef operează, poate să ia șpagă. Scuze, acum poate nu mai este, nu mai știu cum se întâmplă. Iar medicul ăla rezidențiat nu știe să opereze. Acum, la sfârșitul rezidențiatului, când termină, nu știe să facă nimica. Cel puțin așa îmi spun colegii mei, cu cei care am vorbit. Nu sunt medici formați, nu sunt medici care știu să asume o gardă. În Elveția este altfel. Sunt medicii interni, șefii de clinică care stau în spital, iar medicii șefi ne dau vin dacă sunt cazuri absolut dificile și să ne ajute. Și din cauza asta ei sunt plătiți. La fel că vin sau nu vin ca să opereze, sunt plătiți absolut la fel, iar medicul la rezident se formează bine. Și la sfârșit, când terminăm rezidențiatul, specializarea, cum zicem aici, la sfârșit, știm să operăm, pentru că avem un examen în care trebuie să arătăm în fața unei comisii că știm să operăm. Știți ce trag concluzia? Scuză-mă că zic asta, Cornelia, la ce ați descris astăzi oameni, că uite, ne sună oameni din interiorul sistemului, și plecați și rămași care vor să rămână, trag concluzia că nu plecați chiar din cauza societății românești, plecați din cauza modului în care a alcătuit sistemul acolo. De fapt, asta este cea mai mare dramă din aceste telefoane pe care le aud eu. Păi, apoi sunt condițiile, bineînțeles, de muncă, sunt respectul față de medic, respectul societății față, pe care îl are față de medic și... Avem un sistem de sănătate care ține și formează medicul. Asta vreau să... Când am ajuns în Elveția, știam toată teoria, dar nu știam nimic să fac. Studenții aici sunt din anul 4, 5, 6, se duc decât cu un singur medic la capul pacientului ca să facă o anamneză și să vadă ce-i face. Și în timpul stagiului, ca student, poate ca să facă mici intervenții. Este, când aveam medici asistenți pentru stagiar, îi trimiteam să facă o anamneză, să facă o ecografie singur. Și noi vedeam și făceam, bineînțeles, împreună. Dar fii atentă. Formarea asta din anul 4, 5, 6, la noi nu există așa ceva. Noi avem decât teorie, multă teorie, dar nici o fel de practică. Domnul doctor Bică, alături de mine aici în studio la Europa FM, hai să așa, că eu trebuie să adaug în întrebările mele de început și o altă întrebare. Cum îi facem pe medicii români plecați să se întoarcă și iată acum Cornelia în Elveția, în paradisul elvețian, cum se vede de aici, or fi și acolo probleme. Cum facem noi, Cornelia, să te întorci? Eu nu acum trebuie să nu-i lăsați prea mult timp să plece, pentru că eu am plecat de mult timp. Băi, lăsați. Iar că... la ora actuală este absolut misiune imposibilă. Ia, uitați, domnul, misiune, de ce e misiune imposibilă? Familie, copii, înțeleg, complicat, da? Ba, bineînțeles, da. Bineînțeles. Profesional, uitați, domnul doctor lucrează, acum lucrați în clinici comparabile cu ce ați văzut, nu? Sau aproape comparabile, sau, mă rog, la nivelul... Sau poate mai bune. Sau poate mai bune. Da. Sau mai dotate, să zicem. Da, mai dotate. Că mai bune, poate că totuși nu suntem la nivelul clinicilor universitare din Paris, dar mai contează și sistemul, cum funcționează și toate lucrurile acestea. Dar din punct de vedere al dotării, de exemplu, în unele lucruri suntem peste unele clinici din care am fost. Adică nu poți să compari clinica, spitalul acesta cu cel mai bun spital din Franța, nu e chiar așa, trebuie să, dar față de medie, locurile prin care am lucrat eu în ultimii ani sunt peste media respectivă. Sunt puține, este drept, față de un sistem cum este Elveția, unde în absolut toate orașele există neurochirurgie foarte, foarte bună. Apropo, Cornelia, lucrezi într-un oraș mare, într-un oraș mic sau într-un spital mare, într-un spital mic? Alors, la ora actuală sunt în privat și operez în clinici private sau clinici ambulatorii. Aha. Dar am toată consultația în privat, deci am fost în spital și după aia
m-am instalat. Să știi că te așteptăm, uite, sunt posibilități să lucrezi foarte bine în România. Înțeleg de acum că ești cu toată familia în Elveția și... Asta... Da, nu, asta este problema, e foarte complicat. Statul ne pierde pentru că avem multe, cum să zic, avem multe... Și cum hai, uite, lasă-ne o idee. 30 de secunde. Cum ai face tu să nu plece? Care-i cuvântul cheie? Dă-mi-l așa. Cuvântul cheie să facă multe locuri pentru formarea medicului. Medicul șef să fie plătit cu un salariu ca să poată să lase medicul asistent sau șeful de clinică să opereze. Și să fie și să învețe meserie, pentru că dacă nu atingem pacientul, nu învățăm nimica. Am înțeles, mulțumesc mult. V-am luat vorba din gură, domnule doctor. Medicina înseamnă pasiune, în primul rând. Despre asta e vorba aici. Și ce zicea și doamna doctor și cei care au vorbit înainte, vedeți, permanent ne întoarcem. Nu faci 6 ani de medicină și încă 6 de rezidențiat decât dacă ești pasionat. Și atunci pasiunea asta trebuie să nu-ți fie înfrânată. Trebuie să, pe specialitățile chirurgicale, să poți să operezi, să poți să înveți și să faci lucrurile așa cum ar trebui. Pacienții încet, încet au acces la internet, văd cum se tratează diverse cazuri în lume și vin și te întreabă și pe tine cum tratezi cazul respectiv. Și atunci, dacă nu ești la nivelul care trebuie, pacientul își pune o problemă. Și atunci își pune și rezidentul sau studentul sau tânărul specialist sau oricine își pune o problemă. Cum fac eu să ajung în punctul respectiv? Și dacă nu ești la nivelul la care trebuie, asta devine foarte frustrant. Pentru că, vedeți, doamna doctor vă zice, domne, eu în anul, în prima lună, sau rezidenții de anul întâi încep și operează într-o clinică, într-un spital din Elveția, dar așa în toată Europa. Da? Și atunci, despre asta vorbim, despre pasiune. Nu trebuie să le tăiem aripile tinerilor doctori și vor rămâne. Cu salariile, mai vedem, au mai dres-o cu salariile. Salariile, da? Vă spun, în Elveția sunt bune, dar nu sunt atât. N-am venit aici ca să pentru un salariu. E bun, nu zic că nu-i bun, pentru că medic în formațiune, medic asistent, medic intern. Dar putem să trăim decent totuși. Nu e ca colega mea care a făcut rezidențiatul pe chirurgie, unde nu reușea să-și plătească locația la apartament. Da. Cornelia, îți mulțumesc tare. Îți mulțumesc tare mult. Încerc să mai luăm, mai avem 10 minute la dispoziție și încerc să auzim cât mai multă lume pentru a avea o imagine completă asupra ceea ce am vorbit astăzi. Mihai, salutare! Bine ai venit la Deșteptarea României! Bună ziua! Bine v-am găsit! O voce tânără, așa. Da, student anul 6 la medicină. Ia uite! La una din primele 5 facultăți din țară. Nu doresc să menționez nici facultatea, nici orașul. O să vă spun că sunt excepții în țară în care, da, lucrurile chiar merg bine. Dar sunt orașe în care există capacitate de a face medicină, dar nu există condiții. Și noi nu, sau cei care pleacă, nu doresc să plec. Am luat la un dat în calcul, dar nu doresc. Nu avem condiții. Sunt orașe în care se poate face medicină, dar nu sunt condiții. Nu vorbim doar de București, Cluj, Sibiu, Brașov, Constanța, orașe mari. Ce numești condiții, ca să înțeleagă toată lumea? Adică ce ar trebui să fie și nu există? Noi învățăm să tratăm pacienții după anumite ghiduri, criterii și avem nevoie de exemplu, anumite consumabile. Care nouă, acum deja ni se dă de înțeles de pe băncile facultății că ele nu există în spitalele de stat. Păi vă pregătesc, nu e corect, așa scuză în gluma. Iar aceeași chestie, cum a spus-o și colegul, ne pregătim pentru examenul de rezidențiat, care este chiar poimâine. Sunt foarte puține locuri, de exemplu, țara se plânge că nu există medici anesteziști, iar sunt orașe cu centre de pregătire în anestezie și terapie intensivă în care sunt scoase 2-3 locuri, nici măcar posturi. Ne întrebăm de ce. Care e diferența dintre loc și post? Că nu-mi dau seama aici. Cum adică sunt scoase 2-3 locuri și nu posturi? Locul după rezidențiat trebuie să-ți cauți loc de muncă. Dacă iei post de la bun început, îl ai asigurat după rezidențiat. Am înțeles. Dacă în majoritatea cazurilor se scoți doar locuri. Iar
după ce terminăm, poate să existe o perioadă de câteva luni sau, dacă ai noroc deloc, să fii șomer. Asta e foarte interesant. Săptămâna viitoare aici ar trebui să fie un ministru al sănătății. Să vă spui sincer, nu știu care. Am vorbit cu toți potențialii miniștri, să spunem așa, și avem promisiuni de la toți potențialii miniștri. Și lasă aici această întrebare. Dacă avem nevoie de anesteziști, de exemplu, de ce nu scoate mai multe sau de ce... Trebuie să vă gândiți că în fiecare an se fac petiții la nivel de universități, la nivel de studenți, să se suplimenteze locurile pe diferite specialități. În fiecare an, de când am intrat la medicină, de 6 ani de zile, urmăresc concursul de rezidențiat în fiecare an și se fac petiții. Petiții ca la finalul rezidențiatul și toată lumea spune, haideți întâi să vedem câți iau rezidențiatul. Adică asta este încrederea pe care o avem pentru viitorii medici, că poate nu o să ia. Nu, noi trebuie să scoatem mult, că zicem, da, trebuie să ia. O secundă rămâi alături de mine. Domnule Bica, aveți o explicație la chestiunea asta? Adică, nu știu, ați lucrat în sistemul public din România. De ce se întâmplă asta? Adică de ce e un număr limitat? E o chestiune de bugetare? Nu-mi dau seama... Nu știu să vă răspund. Aici trebuie să vă răspundă Ministerul Sănătății, dar ce pot să, așa scurt să zic despre acest lucru, a suplimenta niște locuri nu e ca și cum ai... mai pui încă 100 de locuri de anesteziști. Anestezistul respectiv trebuie să fie format într-un loc în care el să poată să pună mâna să facă niște proceduri. Dacă tu scoți 20 de locuri de anestezie în Spitalul Universitar din București și cei 20 de rezidenți de anestezie împing pereții cum fac prin alte specialități, prin alte spitale, n-ai câștigat nimica. Adică în ortopedie sau în alte specialități știu rezidenți care efectiv numărul lor este supradimensionat în clinica respectivă, n-ajunge să facă vreodată ceva și de-ar avea bunăvoință șeful secției sau cine este acolo. Germania a rezolvat altfel problema asta și anume poți să faci, a încercat și România la un moment dat, nu mi-este foarte clar cât au reușit, și anume formarea unor rezidenți să nu fie făcută în clinici strict universitare, adică poți să te formezi și într-un oraș cum este, nu știu, Târgu Jiu, care nu este centru universitar. Un medic specialist? Medic să fii medic specialist, pentru că scopul tău al rezidențiatului, până la urmă, scopul rezidențiatului este ca să faci un anumit număr de intervenții chirurgicale, să le faci corect, în așa fel încât să nu pui pacientul în pericol. Și dacă există un doctor bun, care nu este cadru universitar și ar putea forma un rezident, de exemplu, la Târgu Jiu sau, nu știu, în altă parte unde nu este oraș universitar, să-i permită să lucreze acolo și să-și facă un notebook, un logbook de operații pe care în momentul în care le termină este specialist. Poate nu în 5 ani, poate în 7 ani. Asta este o soluție pe care a găsit-o Germania. Nu știu cum poate fi făcut la noi, dar în niciun caz este incompletă această petiție cu să mai scoatem 100 de anesteziști. Cum este sistemul acum, suplimentarea unor cu niște posturi, doar așa ca să îi aruncăm pe acolo, nu mi se pare o soluție. Adică soluția trebuie să fie mult mai complexă din punctul meu de vedere. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Sper să rămâi în România, să găsești și locul sau postul, că asta e și mai complicat. Dacă îmi permiteți. Vă rog. De ce sperați să rămână în România? De ce sperați pentru mine asta? Că îmbătrânesc, domnul Am doctor, înțeles, Bică, dar și de ce nu sperați să, în loc să fie aici frustrat, să meargă 4 ani, să se formeze și să se întoarcă? Da? Mă refeream la lungul, la mai lungul carierei lor. Haideți să sperăm că o parte, nu toți, dintre rezidenți sau dintre studenți în anul 6 pleacă câțiva ani și se întorc. Eu asta sper. De la studenții și de la rezidenții noștri. Nu sper să rămân aici cu toții. Nici nu vreau și nici nu-i bine. De exemplu, vă dau un alt exemplu care este lângă noi, la 45 de minute de zbor. Turcia. Turcia are un sistem de sănătate care este superior celui din România în acest moment și așa se poate compara cu sistemul occidental, chiar cu Statele Unite. Ce fac turcii?
aproape toți specialiștii lor fac un fellowship în Statele Unite. Este politică de stat la ei, ca rezidentul sau la sfârșitul rezidențiatului sau cândva în formarea lor să meargă 2-3 ani în state. Oamenii înțeleg unde se face medicină de top. Și atunci politica de stat este ca acel rezident sau în timpul rezidențiatului să plece și să se formeze și să se întoarcă. Și cum îl aduc înapoi? Sau au un contract, e plătit de statul tot? Nu cred că, nu știu să vă răspund la asta. Nu știu dacă au un contract sau nu au un contract. Spitalele lor sunt mai multe, mai bine dotate, mai dezvoltate, poate cu niște colegi care nu sunt, care le creează un mediu favorabil, dar și noi ne îndreptăm înspre asta. Deci nu cred că trebuie să-i ținem în țară sub oricum ar fi, nu știu, rămâi aici, ești un mare patriot. Nu așa. Se duce, se formează la Paris, se întoarce și lucrează aici. Și atunci oferă oportunitatea. Da, mai am 5 minute la dispoziție și aș vrea să-l aud și pe Dan. Salutare, Dane! Bună ziua! Mersi pentru oportunitatea asta. Eu sunt urolog, am lucrat în Franța aproape 9 ani și m-am întors în 2017. Urolog, ați spus? Medic. Urolog sunt, da. Referitor la tema emisiunii, de ce pleacă medicii în străinătate, vă răspund, pentru formare, ăsta e în primul rând, deci ca și mine, majoritatea colegilor pe care am întâlnit în Franța erau plecați acolo ca să învețe, pentru că în România, în spitalele universitare unde trebuia să ne formăm, cei care erau plătiți de universități nu își făceau meseria, deci eu am făcut la Fundeni. Primii 3 ani de rezidențiat, după aia am plecat în Franța, când am dat seama că termin rezidențiatul în 2 ani și eu n-am operat niciodată. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, de ce pleacă? Pentru că sunt șomeri. Ați spus adineauri că sunt 20.000 de doctori care au plecat în ultimii 20 de ani. Ei, vreau să-mi arătați mie unde sunt 20 de posturi libere în sistemul public. În momentul ăsta? Nu știu să vă zic. Vă spun eu, posturile la spitalele publice sunt publicate în Viața Medicală, o să vedeți că le numer pe două mâini maximum. Da? Unde intră ăia 20.000 de doctori? No, ăia erau în 20 de ani, așa luați dacă la fiecare an sunt 1.000, să știți. E adevărat, 1.000. Numărul de facultăți s-au dublat din 89 încoace. Deci România fabrică doctori pe bandă, care nu își găsesc loc. Da? În spitalul public nu-ți găsești loc, ca să lucrezi într-o clinică privată, trebuie să-ți faci mâna cu ghilimele de rigoare. Deci niciun doctor care termină un rezidențiat nu este autonom, decât în mod excepțional. Așa cum spunea și colegul neurochirurg, noi avem nevoie ca să devenim autonomi de practică și practica s-o face într-un serviciu în care să ai oameni mai buni decât tine care să te supravegheze și să te ajute la nevoie. Deci, așa cum spunea colegul, pe la 40 de ani, cum succes devii autonom în meseria asta? Deci nu poți să te duci la o clinică privată, ai terminat, ești chirurg și gata, să operezi în clinică privată, când tu nu ai operat niciodată. Și asta e mai mult regula. Deci sistemul nostru post-universitar, rezidențiatul, este o bășcălie, iertați-mi cuvântul. Deci este o bătaie de batjocuri, este o pierdere de timp. Și mai toți colegii pe care am întâlnit în Franța au plecat de asta. Nu pentru bani, cum crede toată lumea și cum este circulată în toate posturile de televiziune, în media în general. Doctorii pleacă pentru bani. Nu plecăm pentru bani, merdă. Plecăm ca să ne formăm. Plecăm pentru un vis pe care l-am avut când am dat la medicină. Asta e realitatea. Deci, eu nu înțeleg de ce nu se pune punctul pe ei. Deci suntem prea mulți. Țara asta formează prea mulți doctori care la sfârșit sunt șomeri și sunt nevoiți să își ia lumea în cap ca să-și găsească un job. Dacă mai facem niște spitale, mai rezolvăm, nu? Bănuiesc că suntem e și o 19 chestiune. Milioane sau 18 milioane. De ce avem nevoie de atât de mulți doctori? Sunt o grămadă de doctori în spitale publice care nu fac nimic. Nu justifică niciun fel salariul pe care îl iau. Asta e realitatea. Dar și o distribuție cât se poate de greșită, nu? Sunt o grămadă de oameni care nu au acces la medicină. E ușor să spui că la București sunt o grămadă de doctori care nu fac treabă, dar vă duc aici la 60 de kilometri să vedeți că sunt oameni care n-au văzut un medic de ani de zile sau ajung doar la urgență. E adevărat.
Acum, noi nu avem medicină de familie, medici de familie au devenit doar niște oameni care dau trimiteri, nu mai își fac meseria care e extrem de onorabilă și extrem de prețuită în Franța, extraordinar, doctor de familie în Franța este Dumnezeu pacientul. Nu o să convingem niciun doctor, oricât am crește cifra de școlarizare, să meargă la Cucuițe din deal, unde n-are asfalt. Nu, nu rezolvăm așa problema. Dar la Vaslui sau la Giurgiu, unde era celebra problema anestezistului care venea din Bulgaria, sper să nu greșesc orașul, la Giurgiu sau la Călăraș, nu mai știu. Da, acolo îl putem convinge să meargă? Cred că da, cred că da. Nu uitați, medicina, așa cum am auzit și eu la un post, dar mi se pare extrem de potrivită, medicina română e un medicin de cumătrie, așa cum spunea și un alt coleg mai devreme, sunt spitale care sunt populate de familii întregi, e o corupție endemică. Endemică. Voilà. Asta e realitatea. Cine susține altceva, nu știe despre ce vorbește. Mulțumesc, da? Domnule doctor. E o bună concluzie pentru emisiunea noastră aici. Eu plec, spor la treabă vă doresc. Eu plec cu ideea asta, domnule doctor Dorin Bică. Avem nevoie de o reformă a sistemului de rezidențiat și a sistemului de școlarizare din România, ca să rezolvăm ce e de rezolvat pe mai departe. Eu nu știu, poate dumneavoastră aveți ideea asta deja formată sau alta, și de asta am să vă rog să ne-o spuneți dumneavoastră ca o concluzie. Sigur, nu pot să spun eu că știu ce trebuie făcut, reformă sau nu. Cred că acest proiect al dumneavoastră este un pas mic, dar necesar pentru ca lumea și societatea noastră să înțeleagă ce se întâmplă în sistemul medical românesc. Cred că încet, încet, fără să mai începem să arătăm cu degetul în stânga și în dreapta, ci doar să ne implicăm, să ne vedem de munca noastră și de treaba noastră, fiecare la locul lui, dacă se vor întâmpla lucrurile acestea, atunci cred că vom fi mai bine. Dacă săptămâna viitoare o să aveți un ministru aici, atunci poate îi spuneți de problema asta, sigur știe despre ea. Apoi pacienții, știind care sunt problemele, să meargă la primăriile locale, să se implice în proiecte de ajutare a spitalelor locale, mă refer, și atâta timp cât permanent vom fi nemulțumiți și problema este a cumetriilor sau a salariilor sau a orice altceva, fără să facem ceva, sigur nu se va rezolva. Nu vom face decât să irităm pe unii și pe, alții. Chiar cred că față de acum 10 ani, față de acum 20 de ani, lucrurile stau mai bine la noi în țară. Și asta se datorează evoluției societății. Sigur, suntem frustrați, nemulțumiți, dar intrați într-un spital oricare din București și dacă vă aduceți aminte cum arăta acel spital acum 20 de ani, s-ar putea să nu mai fie chiar așa de dezastru. Sigur că ne dorim să arate ca în Germania sau ca în Anglia sau ca în Franța, dar haideți să vedem care sunt bugetele, de exemplu, care este bugetul sănătății în România, într-un an, la o populație de 20 de milioane, bugetul sănătății e pe undeva la 8-9 miliarde, 10 miliarde de euro, iar în Franța este 150 de miliarde de euro. Asta de 100 de ani încoace. N-ai cum să faci medicină fără să ai o finanțare corectă, dar ăștia suntem, adică nu ascunde nimeni banii respectivi. Știu, sunt puțini, știu, o să-mi ziceți că se mai scurg pe aici, pe acolo, doar că sunt puțini bani. Și atunci, cu cât o să încercăm să investim mai mult în sănătate, prin parteneriate public-private, cu primăriile, cu guvernul, cu toată lumea, până vom reuși să facem ceva și problemele din sistem v-au fost spuse la emisiunea asta, adică nu s-a ascuns nimeni de nimic, toată lumea a spus, domne, uite, astea sunt problemele. Ok, le-am auzit, le-am înțeles, haideți să vedem care sunt soluțiile. Unde se blochează problema? Poate problema este la legislație, poate problema este la universități, poate este, nu știu, la pacienți.
de exemplu, sau la primar, sau nu știu unde este problema. Dar pentru asta așteptăm un ministru săptămâna viitoare, să vedem cine. Nu, de ce? Pentru câteva răspunsuri. Ca să dăm vina pe ministru. Haideți să ne implicăm răspunsuri. cu toții. Răspunsuri sigur vor găsi. Haideți să ne implicăm cu proiecte, cum e proiectul acesta al dumneavoastră, și încet, încet, cu un Delta X acolo, să facem țara asta mai bună. Mulțumesc, Dorin Bică, neurochirurg din România. Vă mulțumesc și vouă. Nu știu pe cine să anunț săptămâna viitoare. Vedem ce ne spune istoria. Deșteptarea României, însă, despre sănătate va continua și vinerea viitoare. Spor la treabă tuturor! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.